Bună ziua și bun venit, dragii mei, la o nouă lecție de biologie. În cadrul capitolului Viețuitoarele în mediul lor de viață, vom vorbi astăzi despre factorii de mediu și variația lor. Dintre factorii de mediu, astăzi vom vorbi despre temperatură. Pentru început să răspundem la următoarea întrebare. Ce sunt factorii de mediu? Factorii de mediu sunt componente ale mediului care produc transformări în fiziologia și comportamentul organismelor. Factorii de mediu pot fi grupați în 5 categorii, și anume factori geologici, geografici, mecanici, fizici și chimici. Factorii geologici sunt reprezentați de natura substratului, rocă sau sol. Factorii geografici se referă la poziția pe glob a ecosistemului, de exemplu latitudine, longitudine, altitudine. Factorii mecanici sunt reprezentați de mișcările aerului, mișcările apelor și mișcarea substratului solid. Factorii fizici sunt temperatura, umiditatea și lumina, iar factorii chimici se referă la compoziția chimică a apei, aerului și a solului. Trebuie să menționăm faptul că factorii de mediu nu acționează independent, ci se influențează unul pe celălalt. De exemplu, factorii geografici nu acționează direct, ci prin intermediul celor mecanici și fizici. Temperatura. Este un factor fizic deosebit de important care determină răspândirea organismelor pe glob. Temperatura poate influența viața, activitatea și relațiile dintre specii. Temperatura este un factor de mediu care determină apariția unor adaptări ca rezultat al selecției naturale. Temperatura se măsoară cu termometrul și se exprimă în grade Celsius, grade Fahrenheit sau Kelvin. Temperatura aerului indică nivelul de încălzire sau răcire a atmosferei. Atmosfera se încălzește de la soare, dar nu direct, ci prin intermediul suprafeței Pământului. Temperatura aerului scade de la ecuator spre poli. Pe glob există 5 zone de căldură, și anume o zonă caldă, două zone temperate și două zone reci. Fiecare specie are un interval optim de temperatură la care creșterea, dezvoltarea și reproducerea se realizează în cele mai bune condiții. Unele specii suportă variații mari de temperatură, de exemplu vrabia, care suportă variații cuprinse între minus 30 și plus 40 de grade Celsius. Pinguinul imperial din Antarctica rezistă și la minus 70 de grade Celsius, iar unele bacterii trăiesc și la plus 150 de grade Celsius. Alte specii, din contră, nu suportă decât variații mici și avem ca exemplu larva viermelui de mătase, care suportă doar un interval cuprins între plus 20 și plus 23 de grade Celsius. Plantele nu au o temperatură specifică, dar ele pot reacționa la variațiile dăunătoare ale temperaturilor nefavorabile prin reglarea intensității transpirației și prin reducerea taliei. Influența temperaturii asupra animalelor este mai evidentă. Temperatura determină formarea unor însușiri, ca de exemplu penajul sau blana. Formarea unor depozite de grăsime influențează culoarea și determină micșorarea suprafeței extremităților la animalele din zonele mai reci. Iată, avem aici vulpea, vulpea deșertică, vulpea din zona temperată și vulpea polară. Animalele din zonele calde, vedeți, sunt mai mici, au coada, urechile și botul mai lung decât cele din zonele reci. În timp ce animalele din zonele reci au talia mai mare și pierd mai puțină căldură din corp în comparație cu cele mici. Temperatura aerului variază și cu altitudinea. Temperatura scade cu aproximativ 6,4 grade Celsius la fiecare 1000 de metri înălțime față de nivelul mării. Astfel, la munte este mai rece decât la deal, podiș și câmpie. În regiunile montane înalte este mai rece decât la poalele munților, iar pe culmile mai înalte de 3000 de metri există zăpezi permanente.
Schimbările temperaturii aerului determină și modificări ale temperaturii apei și solului. Energia solară primită de Oceanul Planetar este absorbită în proporție de 99,6%, căldura fiind restituită atmosferei terestre în perioadele reci ale anului și ale nopții. Temperatura apei oceanice scade de la ecuator spre poli. Ea este influențată de latitudine, de anotimp, de temperatura aerului de deasupra oceanului, dar și de curenții oceanici calzi sau reci. În râuri, temperatura apei este diferită în cursul superior față de cursul inferior. În lacuri sau bălți, temperatura apei variază în funcție de altitudine și anotimp. De exemplu, lacurile de munte au apă rece tot timpul anului, în timp ce temperatura apei lacurilor în zona de câmpie scade vara de la suprafață către adâncime. În timpul iernii, în lacuri, la suprafața apei, temperatura scade sub 0 grade Celsius, determinând apariția gheții, ce poate avea uneori consecințe dezastruoase asupra animalelor acvatice. La adâncime, temperatura se menține constantă de aproximativ 4 grade Celsius. Primăvara și toamna are loc o circulație pe verticală a apei care uniformizează temperatura în toată masa ei. În sol, căldura este permanent transferată către adâncime ziua și spre suprafață noaptea, astfel încât solul înregistrează variații diurne, temperatura fiind minimă dimineața și maximă la prânz. Sigur că temperatura solului variază și în cursul anului, în funcție de anotimp. Temperatura solului variază și controlează germinația semințelor, absorpția apei și a sărurilor minerale în timpul perioadelor de vegetație. Să reținem, copii! Temperatura reprezintă un factor de mediu care determină răspândirea organismelor pe glob. Există organisme care pot suporta variații mari de temperatură și organisme care pot suporta variații mici. După modul de reglare al temperaturii corpului, organismele pot fi de două tipuri, și anume poikiloterme, la care temperatura corpului este în funcție de temperatura mediului, adică se bazează pe sursele externe de căldură pentru a se încălzi. Poikiloterme sunt nevertebratele, peștii, amfibienii, reptilele. Și animale homeoterme, care sunt capabile să-și producă singure căldura. În această categorie intră păsările și mamiferele.